Moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva lui Florin Barbu, denumită Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească, a fost prezentată și dezbătută în Camera Deputaților în prima zi a săptămânii. Ședința dedicată exclusiv demersului democratic inițiat de USR și o parte dintre neafiliați a avut o durată pe măsura importanței problemelor cunoscute în unul dintre cele mai importante și sensibile domenii. Cu toții am văzut miile de agricultori și transportatori care au protestat în această iarnă în toată România. Cu toții știm că le-a ajuns cuțitul la os. Cu toții am văzut cu ce dispreț a tratat guvernul. Ținuți în frig, nu i-a ascultat cu adevărat nimeni. Am văzut de asemenea cum premierul Ciolacu s-a ridicat de pe scaun și a plecat țâvnos de la negocieri. Cu ce s-au ales protestatarii? Cu promisiuni scrise pe o fițuică. Și asta în al 13-lea ceas. L-am chemat pe ministrul agriculturii și în Comisia de Specialitate și la ora guvernului, însă nu a venit. Probabil domnul ministru crede că nu are nicio obligație față de Parlament și față de români. Se crede președinte de CAP și face ce vrea dânsul pe moșie. Având în vedere că a găsit drumul către Comisia de Specialitate de Senat, unde l-a chemat USR pentru explicații, ar trebui să prezinte în ce stadiu sunt promisiunile făcute fermierilor și transportatorilor, cu cifrele pe față, fără a ascunde ceva. Suntem aici să ajutăm. Să ne spună tovarășul ministru unde s-a blocat. Subvenția APIA pentru stuful din Delta Dunării a fost una dintre acuzațiile aduse ministrului agriculturii Florin Barbu. Semnatarii moțiunii au cerut lămuriri și cu privire la scoaterea produselor marcă proprie de pe rafturile magazinelor. Este deja de notorietate publică faptul că ministrul agriculturii Florin Barbu a fost cel care a promovat, pe vremea când era parlamentar, o modificare legislativă ce transformă terenurile din Delta în pășuni pentru care se pot primi subvenții. La câteva zile distanță după ce această lege a fost adoptată, ce să vezi? Două firme au depus dosarul să primească numai puțin de 5 milioane de euro subvenții europene. Două firme, coincidență sau nu, în strânsă legătură cu baronul local PSD, Paul Stănescu. Corect este să le spuneți oamenilor din Delta de ce le refuzați dreptul de a primi o subvenție pe care alți fermieri din alte state o primesc. Corect, de asemenea, ar fi bine să le explicat de ce ați votat raportul la această lege și acum vă zbateți să nu producă efecte. Zilele trecute o știre a făcut în conjurul internetului românesc. Scoaterea mărcilor proprii din magazine. Sper că a fost doar o scăpare. Unul din 5 produse sunt marcă proprie. Aceste produse sunt fabricate de magazine în colaborare cu producătorii locali, fără a plăti reclame, ambalaje scumpe, taxe de raft sau alte costuri ascunse. Ele sunt și cu 30% mai ieftine decât alte produse similare. Ele sunt căutate de români. De ce vreți să le interziceți? Vreți ca românii să plătească mai mult pe același produs? Florin Barbu a răspuns punctual acuzațiilor care au fost aduse înainte de dezbateri. Pe lângă prezentarea realizărilor guvernului în agricultură cu cifre și acțiuni concrete pentru sprijinul fermierilor, ministrul agriculturii a făcut și alte precizări. Pe domnii și doamnele de la USR i-a apucat în an electoral grija pentru destinele agriculturii. Tocmai pe ei, cei care s-au remarcat drept guvernul zero. Tot zero este și numărul proiectelor legislative pentru fermieri și agricultura depuse de semnatarii moțiunii în actuala legislatură. Zero euro au alocat agriculturii și prin PNRR-ul făcut de cine altul, Ghinea de la USR. Minciunile voastre au un singur scop, acela de a crea confuzie și iritare. Rețineți, toate solicitările fermierilor sunt rezolvate. Noi nu mai vrem un comunism, dar dacă este să discutăm așa despre dumneavoastră și reușitele dumneavoastră, vă oferim o cravată de pionier, că sunt convinsă că dumneavoastră ați fi preferat mai degrabă să fiți pionier în perioada comunistă. Sigur, vă deranjează.
decât să fiți ministru al agriculturii în democrație. Ăsta este mandatul dumneavoastră, din păcate asta este tot ceea ce ați putut să livrați pentru agricultorii din România. Pe tot parcursul dezbaterilor, puterea și opoziția au arătat cum se văd lucrurile din perspectiva lor. Cu experiența dobândită în fruntea Ministerului Agriculturii, Adrian Chesnoiu a adus o veste bună. O să avem pâine. Și o să avem pâine pentru că în guvernările social-democrate și acum în guvernarea Marcel Ciolacu, avem de-a face cu cea mai mare alocare acordată agriculturii, ca pion principal în securitatea statului român. Vorbim peste tot la televizor despre siguranța națională, despre cum trebuie să asigurăm alimente și securitatea alimentară a poporului român, dar foarte puțin se vorbește despre soluții, ci mai mult despre ceea ce alții nu sunt în stare să facă. Măsurile pompieristice prin care au fost stinse focarele de revolte acumulate după fenomenele de ruptură de câțiva ani încoace, pandemia, războiul, criza energetică și a aprovizionării, inflația și foarfecele prețurilor, că au fost cauze sau efecte, nici măcar nu mai contează. Ceea ce contează este că decidenții politici din România nu au fost în stare să aibă reacții rapide, eficiente și pe termen măcar mediu. Florin Barbu nu are nicio legătură cu agricultura românească, fiind preocupat doar de interesele de partid și ale baronilor PSD. În timpul mandatului său a susținut o serie de măsuri care favorizează corporațiile străine și supermarketurile, în detrimentul producătorilor români. Moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrului agriculturii Florin Barbu, denumită Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților.